de bine. Vrei să ajungi departe, să fii cel mai tare, să ai mașini și bani și lumea la picioare. Și tu nu mai faci față, repet cu minte. Nu vreau să fiu plictisitor. Știu că așteptați să plecați repede acasă. Dar credeți-mă pe cuvânt că nu vă las eu până când nu vă adresez câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă spun la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire și bani, că restul veți cumpăra. Ăsta e motorul pe care o adresez tuturor. Dar să știți că de-abia am început. Am niște întrebări pentru dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră are o casă? Câți dintre noi are un apartament? Aveți mobil în casă? Da. Să nu spuneți că aveți și vreo mașină. Cine are mașină? Aveți grijă cumva de casa dumneavoastră? Da. Vă ștergeți mobila de praf? Să nu spuneți că schimbați uleiul la mașină. De ce schimbați uleiul la mașină? Trebuie. De ce ștergeți mobila de praf? Să cadă. De ce aveți grijă de casa voastră? Ați dat bani cumva pe ele? A, da, da. Da. Și ce dacă ați dat bani? Dar acum vă întreb altceva. Dar dacă Dumnezeu v-a dat viața gratis, nu face doi bani? De ce de multe ori ne batem joc de viața noastră? De ce de multe ori ne batem joc de organismul nostru? Pentru că ni l-a dat Doamne, Doamne, gratis. Că dacă am plătit pentru el, ce grijă am avea de el. I-am luat noi. Am luat mai mult. Nu uitați că Dalai Lama a fost întrebat de un reporter ce l-a surprins cel mai mult la umanitate. Iar răspunsul lui a fost sec. Omul. De ce? Cât este tânăr, își sacrifică tinerețea pentru a face bani. După care își sacrifică banii pentru a-și recăpăta tinerețea. Măi, oameni buni, voi sunteți surzi și vorbi. Nu vedeți că firma Calibita Internațional are planuri economico-financiare și de profilaxie a vieții pentru fiecare în parte? Ce e atât de greu de priceput? Ne trebuie tehnici de construcție de rețea. Ne trebuie motivație. Când totul le avem la pachet, important este să oare conștientizăm că le avem la pachet. De ce vă spun lucrurile astea? Comentam pe Facebook un comentariu de la John Maxwell. Și era vorba despre avere. Și acum a făcut câteva afirmații, între care am spus că degeaba toată lumea va spune cea mai mare avere a mea sunt copiii, sunt nepoții, sunt părinții, familia în general, prieteni. Dar eu le-am spus altă întrebare tuturor. Dar voi chiar puteți trăi fără bani? Poți fi sănătos fără bani? Poți fi fericit fără bani? Cum pot fi fericit eu? Fără bani? Când știu că, Doamne ferește, părinții mei ar avea nevoie de medicamente sau de cursuri. Cum aș putea fi fericit eu sau dumneavoastră, știind că n-aveți bani să-i puneți o bucată de pâine copilului pe masă? Cum ați putea fericiți cu toții să vedeți cei din jurul vostru bolnavi sau neajutorați? Poți fi fericit fără bani. Ce vreau să scot în relief, până când și sănătatea costă. Dar sănătatea nu este gratis, trebuie să investești în ea ca să o ai. Și cineva a comentat acest comentariu succint al meu și a spus că, într-adevăr, sănătatea are un preț. Pentru că n-a putut să-și opereze tatăl până când a venit cu banii necesari. Și atunci s-a găsit și proteza, s-au găsit și medicii respectivi. Concluzia, orice preț, orice lucru are un preț, inclusiv sănătatea. Orice lucru care nu are preț,
nu are valoare pentru noi. Și atunci, de ce să nu conștientizăm că firma Calivita Internațională este partenerul ideal pentru condițiile actuale în care trăim? Exact. Este așa de greu de priceput. Dacă n-ai avea nevoie de bani, cred că ar trebui să fii un sihastru în vârful muntelui, într-o scorbură în care te vei hrăi cu rădăcini, fructele pădurii. Nu-ți trebuie bani să-ți plătești utilitățile și așa mai departe. Trebuie să conștientizăm că trăim într-o societate de consum. Nu ai bani, n-ai nici cum măcar să ai sănătate. Banii sunt necesari. Firma are bani. Important este că noi suntem în stare să luăm bani de acolo. Asta trebuie să priceapă toată lumea în ziua de astăzi. Știu că trecem cu toții prin perioade grele. Știu că mulți dintre noastre o să spună că este greu datorită crizei. Și este adevărat. Nu pot să comentez că nu este adevărat. Dar mi-aduc aminte de Maxwell, care spunea cam așa. Că în aceste perioade turburi, sunt oameni care își pierd servicii, case, mașini, bani. Important este să nu rămâi la pământ. Să te ridici. Să te scuturi de praf și să mergi mai departe. Dar să nu uiți că atunci când te-ai ridicat și te-ai scuturat de praf, vezi că în jurul tău s-ar mai putea să mai fi și și întinde o mână către ceilalți și ridică, ajută. Pentru că în felul ăsta îți va fi mult mai ușor. Parafrazându-l pe Maxwell, trebuie să fiu sincer că și noi, unii dintre noi, chiar ne-am pierdut nivele de performanță. Ei și spun același lucru. Ridică-te, scutură-te de praf, întinde mâna, ia-ți oamenii lângă tine și același lucru fă și tu pal și nevoie. Mai departe. Faceți același lucru. Hai să mă mulțumesc. Doamna Sofia. Doamna Colocam. Cum să nu? Hai, Elena, dă mâna cu mâna, e doar și la ceva. Da, da, să dă mâna cu mâna. E atât de greu să conștientizăm că în momentul când vom fi uniți, rezultatele noastre vor fi altele. Ce vreau să scot în linie? V-aș ruga să rămâneți numai voi și doamnele Sofia și ceilalți să ia lor, să vă demonstrez cât de ușor este și pentru voi. Mulțumim pentru că și pentru asta am nevoie de o ieșeală. Cine are ieșeală? Tu vei fi copari. De ce? Pentru că în momentul când mergeam acasă... Hai mioara, treci. Eu nu vrea să fac activitatea. Și dădeam drumul la muzică. Și asta era melodia pe care o puneam. Râdeam și plecam. Ea știa unde pată. Cam asta fac și astăzi pentru voi, să vă dau o pildă pentru toți. Hai, tata, e chiloat, nu țin coace. Nu țin coace, ca să pricepeți și voi odată. În care? Ai încredere în sponsor? Da. Dacă el ți-a spune acum că nu te sprici și te rog să te lași pe spate, ai curaj? Da. De ce? Pentru că nu mă sprici. Dă-le acum. Da. Acum, da. Scenariul de acasă. Hai, coboră pe spate. Mai spune ea? Nu. Ea că mă sprici. Ia faceți un cerc în jurul ei. Toată lumea un cerc în jurul ei. Da? Să presupunem că în viața dumneavoastră, ca și în viața ei, a venit furtuna. Bun. Vă este greu. Criza. Criza. Și vă bate dintr-o parte în alta. N-aveți cum. Zice așa cum să cadă. Are cum să cadă? Nu, are cum să cadă. Corect. Ce vreau să scot în relief? Oamenii o să vă dea totdeauna puterea de a trece și a merge mai departe. Dar echipa o să vă dea stabilitate de a face lucrurile așa cum trebuie să puteți și a câștiga bani. O să vă dau o formulă ce înseamnă tehnică de construcție de rețea. Ce vă spun? A spus Elena destul, a spus domnul Răgălie destul. Notați-vă dacă vreți să iau cu roșu.
această formulă. V, Z, 2 de X și O. Ce înseamnă? Vorbește zilnic cu 20 de oameni și vei avea succes. Da. Vorbiți zilnic cu 20 de oameni. Nu. E atât de simplu. Asta e construcția de rețea, de fapt. Pot să vin eu, poate să vină oricine să vă prezinte fel și fel de material. Poate să vină inclusiv Maxwell să vă motiveze. Motivația ține acum. Important este ce faceți voi acasă. Fiți surți și orbi la obiecțiile celor care. Iar de mâine, faceți exact ceea ce credeți că vi s-a potrivit în această seară să faceți. Că de multe ori să spune să nu luați consiliere după scenă. Și atunci eu pun întrebarea, la ce dreapă mai vin în fața dumneavoastră? Stă acasă! Nu luați consiliere după scenă. Cel care vine aici, trebuie să fie atât de responsabil încât să vă dea informațiile corecte despre sistem și despre produse ca să plecați cu ceva de aici. Atunci la ce aș mai veni? La ce mai venim să facem asemenea zile de prelegeri? Păi unii care zic să puțină 25 de oameni, nu 20. Și zice, băi, eu le-am zis 25. Să duce aminte de ăla. Vedeți, asta este afacerea de fapt. Afacerea este la pachet. Înseamnă oameni, înseamnă sistem, înseamnă produse, dar nu poți face fără a avea toate la îndemână. Și acum pun întrebarea. Sponsor aveți? Aveți. Regulament de funcționare aveți? Aveți. Catalog de produse aveți? Aveți. Planuri țineți? Da. Câte planuri? Ați făcut planuri? Câte afiliere ați făcut? Secret. Cel care l-ați afiliat sau cei care ați afiliat a consumat produse? Da. Păi nu o să te plătească nimeni, nicio firmă de MLM în lumea asta. Degeaba ții planul, degeaba faci afiliat dacă nu se creează consum. Creindu-se consum nu înseamnă că e profit. Dacă e profit, firma împarte profitul cu tine în funcție de nivelul de performanță. E atât de simplu. N-ai altceva ce să promovezi în sistemul ăsta. Decât tu să crezi cu tărie, când ceea ce faci, o faci extraordinar de bine. Ăsta e mesajul meu pentru voi în seara asta. Unitate în ceea ce faceți. Nu uitați că sunteți persoane publice calificate. În comportamentul vostru, în ținuta voastră, în mod vădul de exprimare, sunteți persoane publice calificate. Nu uitați că sunteți parteneri cu firma calificată. Și în ceea ce faceți, că faceți bine, se va răsfrânge sub activitatea noastră de tuturor. Succes tuturor în această seară și nu uitați, cei încă, între care mă număr și eu, n-am fost încă la magazin să-mi iau biletul de la Academy Business între pe data de 9 și 10 cu doamna Veronica Vinander, îi rog că până la sfârșitul lunii am înțeles, trebuie să meargă să-și plătească biletul. Și cum v-ați cere? Aia e treaba sponsorilor. E treaba sponsorilor. Nu mai stai eu să le vorbesc de voucher. Pentru că atunci întreb sponsorile, dacă nu ai vorbit despre voucher, dacă nu ai promovat ăsta, de ce ți-i atunci a venit manageria? Ești responsabil. Promovează. Firma nu te plătește degeaba. Asumă-ți responsabilități. Adună-ți oamenii și explică-le și să vină la asemenea acțiune. Cam asta a fost seara noastră. Că v-a plăcut sau nu v-a plăcut, sincer, e problema dumneavoastră. Eu am conștiința împăcată că am depus sufletul necesar pentru a vă ajuta să vă facă. Mulțumim domnului Răgălie, mulțumesc Elena. Și... mi pare bine că te-am manipulat constructiv atunci când ți-am ținut planul de a face. Música.